Viceministrul Mediului Lazar Chirică s-a întâlnit cu primarii și serviciile ecologice din raionul Creuleni. Primarii spun că sunt probleme nesoluționate încă de pe timpurile sovietice, ceea ce ar pune în pericol viața oamenilor din localități. Noi avem un depozit de chimicate de timp sovietic. Era colhozul. Astăzi el este în cota valorii a oamenilor și noi nu putem nici să-l distrugem, dar nici nu se permite să-l aducă același foi de ardezi, același cochilet, și mai este acolo, oamenii nu îi pot utiliza, dar el e cota valorică a oamenilor. Și acolo, într-adevăr, sunt... Eu am stat vreo 20 minute acolo cu o comisie, apoi te ustura chel. Și noi nu putem ca să soluționăm întrebarea asta, numai de atât dacă e cota valorică a oamenilor. Asta e proprietatea omului. Până la sfârșitul anului, cred că o să evacuăm toate depozitele, deșeurile acestea lichide, că ele sunt cele mai periculoase. Acum am început deja tratativele cu diferiți donatori, inclusiv și din România, care vor veni să prelucreze solul și nu numai terenul unde a fost, dar și clădirile acestea care mai sunt. Știm noi în ce stare sunt. Noi, la ziua de astăzi, cu forțele proprii, nu putem să soluționăm problema. Dar vă zic că noi avem aici o claritate foarte și foarte bună. O altă problemă a locuitorilor din regiunea Creuleni sunt alunecările de teren care pun în pericol casele oamenilor. Pe malul nostru sunt patru râpi care au de sus un drum de legătură dintre sat Cojova și Dumăsării Vechi. Camuia progresează de acum, sunt în pericol vreo două case. I-am adresat la Ministerul Mediului, ne-a trimis la pe Moldova, pe Moldova la Ministerul Agriculturii și nu știu cine trebuie să se ocupe cu, deci, cu stoparea eroziei acestea și ce de făcut. Da, într-adevăr, este o problemă destul de mare pentru noi, eroziunile și nu numai și alunecările de teren. Dacă vă spun, să știți că în Republica Moldova sunt cam 700 de mii hectare de teren supuse alunecărilor și erodărilor. Este o cifră destul de regretabilă, este foarte mare, dar așa este realitatea. Deci, deoarece noi suntem într-o zonă unde ploile torențiale de mare sunt foarte și foarte frecvente și ca rezultat avem și spălările aceste erodări, dar și crearea ravenelor acestea care sunt adesea foarte și foarte mari. De fapt, cu problemele acestea se mai ocupă și cei de la cadastru. Ei au proiecte și chiar aceasta și menirea lor. Noi și noi de la mediu ne ocupăm, dar deseori se acordă poate o atenție, hai să zic, nu mai mică. Prioritar, vedeți că prioritar pentru noi este acum aprovizionare cu apă și canalizare și de atât sumele cele mai importante se duc în domeniul acesta. Viceministrul mai spune că dorește ca primarii și cei cointeresați de domeniul ecologiei să fie mai activi și să rezolve problemele împreună pentru a asigura populației un trai mai sigur.